Bun găsit! Clipul acesta este dedicat unui eveniment important ce are loc duminică, 5 iulie, 7:44 ora României. Fix în acel moment, în această zi frumoasă, magică, se formează eclipsa parțială de lună în Capricorn, deci avem o lună plină, pentru că este o eclipsă lunară, o lună plină în Capricorn. Soarele este în rac, luna în Capricorn, iată că foarte multă energie, foarte multă schimbare, pentru că, așa cum știm, eclipsele accelerează schimbările. O să vă dau și un mic exercițiu, pentru că, așa cum v-am obișnuit, la fiecare lună plină sau la lună nouă, v-am lăsat niște ritualuri. Fiți atenți și pe pagina mea de Facebook sau de Instagram, e posibil să mai postez și pe acolo ceva. De obicei vă las aici puțin și vă mai și scriu pe celelalte canale de socializare unde postez și unde vă invit să intrați să-mi dați like sau să mă urmăriți. Mă, poate nu-mi dați like, dar puteți să intrați să mă urmăriți într-un fel sau altul, pentru că acolo voi posta o mulțime de informații. Eclipsă lunară, clar, este direcționat. Eclipsele lunare sunt înclinate mai mult către relații și către emoții. Și este o energie foarte puternică, o energie pe care o vom resimți, o resimțim deja, dar este foarte important de menționat că efectele acestei eclipse le vom resimți puternic pentru o perioadă de 6 luni. Și o să intrăm așa ușor-ușor în a explica ce se întâmplă de fapt cu această eclipsă, cu această lună plină, cum ne impactează și, cum spuneam, și un mic exercițiu. În primul rând, eclipsele, lunile pline, reprezintă schimbări, transformări. Eclipsa accelerează o schimbare. O schimbare inevitabilă, produce inevitabilul rapid, pentru că universul, destinul nu mai așteaptă ca noi să facem schimbările. Uneori poate să aibă un mod dramatic de a face schimbarea, să nu ne convină. Oricum, această lună plină marchează a treia eclipsă din seria pe care am avut-o în această vară. Așa cum știm, eclipsele aduc schimbări și, haide să fim serioși, 2020 a fost un an al schimbărilor și un an atât de controversat și încă nu s-a terminat, adică încă urmează schimbări în toată lumea. Această eclipsă și, bineînțeles, și celelalte eclipse au fost cumva despre a ne privi propria viață și ceea ce suntem nevoiți să schimbăm, fie că ne dorim lucrul ăsta, fie că nu ne dorim. Așa că îndreptați-vă privirea către interior. Eclipsele lunare sunt despre emoții, da, luna reprezintă partea emoțiilor și mai ales care are loc pe axa rac-capricorn, racul, familia, emoția, sentimentul, intuiția. Capricornul, într-adevăr, este vorba despre creștere, societate, carieră, muncă, cum suntem văzuți de ceilalți, cum construim noi un imperiu într-un fel sau altul. Dar clar, trebuie să ne orientăm un pic atenția către interiorul nostru, către emoțiile noastre. Vom face o mulțime de schimbări, fie că ne dorim, fie că nu. Eclipsele astea fac. Accelerează schimbările. Se produc cumva oportunități sau chiar această energie ne aduce oportunitatea de a ne planifica viitorul și pentru a ne construi viața pe care ne dorim să o trăim. Luna în Capricorn către asta ne duce. Hai să-ți creionezi, să-ți construiești viața pe care ți-o dorești. Această energie sau această, da, această energie ne ajută să ne bifăm obiectivele pe termen lung sau să ne gândim să construim un plan pentru obiectivele noastre pe termen lung și, desigur, structura ambițiilor noastre. Care sunt ambițiile, cât de sus, cât de înalte sunt, pentru că puterea Capricornului înseamnă putere și puterea asta Capricornului ne poate ajuta să ne înălțăm, dar prin echilibru. Pentru că nu uităm că degeaba am carieră sau degeaba reușesc pe partea asta a carierei dacă familia vine așa ca într-o balanță. Și dacă nu le echilibrăm, degeaba sunt într-o parte dacă cealaltă sunt în jos. Trebuie să facem echilibru.
și să ne facem timp pentru toate, să ne găsim cumva timp pentru toate. Această energie ne motivează să aducem în prim plan visurile noastre pe care s-a pus praful, să scuturăm praful de pe visele noastre, să le aducem în față, să găsim strategii, soluții, planuri, dar fără a uita de familie. Atât Racul cât și Capricornul sunt zodii care își doresc să construiască. Racul își dorește să construiască la nivel de familie, Capricornul își dorește să construiască la nivel de societate, adică unul construiește o casă, celălalt construiește o firmă, o companie, o familie extinsă, da? În direcția asta. Vom găsi oportunități noi sau ni se oferă șanse noi, doar să avem ochi să le vedem, și vom avea oportunitatea de a găsi perspective care să ne conducă la o bunăstare personală, profesională, dar în același timp și la o zonă a emoțiilor bună, o zonă a emoțiilor îmbunătățită, o zonă în care suntem siguri pe stabilitatea pe care o avem acasă, pentru că contează foarte mult și acest acasă, echilibru între carieră și familie sau familie și carieră, pe care și oricum schimbările vor veni, să facem schimbările potrivite pentru a echilibra aceste două direcții din viața noastră. Vom avea la îndemână o mulțime de instrumente, vom avea la îndemână înțelepciune, vom avea la îndemână absolut totul pentru a merge în direcția dorită, pentru a aduce schimbările, a le pune în mișcare aceste schimbări, pentru că eclipsa asta aduce schimbare, noi o acceptăm, îmbrățișăm și vedem ce avem de făcut. Da? Fie că ne dorim, fie că nu, lucrurile astea se vor întâmpla și noi trebuie să ne concentrăm atenția pe ceea ce ne dorim și să facem pași în direcția ceea ce noi ne dorim. Este foarte, foarte important. Creștere pe toate nivelurile, fie că suntem pregătiți, fie că nu, și concentrare în felul următor. Ne putem întreba, sunt mulțumit de munca mea, sunt mulțumit de viața mea, sunt mulțumit de obiectivele mele privind cariera, sunt mulțumit de oamenii pe care i-am în jurul meu, în ceea ce privește poate oamenii cu care lucrez, dar în același timp și oamenii pe care am acasă, oamenii care mă susțin, care îmi dau iubire, care îmi dau protecție, care mă sprijină. Sunt satisfăcut de cariera mea din punct de vedere financiar sau al poziției, da? Și în același timp sunt bine acasă, sunt mulțumit de relația pe care o am acasă. Încercați să vă puneți aceste întrebări. Dacă sunteți mulțumiți atât cu oamenii din jurul vostru de la locul de muncă, dar și cu oamenii pe care îi aveți acasă, mă rog, oamenii, mult spus, familia, da, familie, tot ce înseamnă familie în direcția asta. Această energie resetează emoțiile, resetează foarte mult emoțiile și poate să elibereze bagajul karmic, bagajul emoțional din ultimele 6 luni, ne motivează să acționăm și să găsim soluții pentru a atinge echilibru între aceste două sfere, care sunt foarte importante. Pentru că degeaba o ai pe una dacă nu ai pe cealaltă. Pentru că aceste zodii își doresc să construiască. Fie că vor să construiască acasă, fie că vor să construiască în lume. Luna în Capricorn, luna plină în Capricorn, este un moment excelent pentru a face visele să devină realitate. Este foarte important să ne recunoaștem visele și să ne găsim motivație pentru a le îndeplini. Putem să avem claritate. Această eclipsă lunară, lună plină în Capricorn, aduce viziune și înțelegere asupra vieții. Aduce claritate. Și este important să ne dăm voie să avem această claritate. Perspective noi, așa cum spuneam, și se combină o mulțime de lucruri, cum ar fi emoțiile noastre, abilitățile noastre, dorințele noastre. Dorință, emoție, abilitate. Le punem așa într-un cocktail și găsim varianta potrivită, schimbarea, transformarea, pentru a ne îndeplini
scopul, misiunea și pentru a fi mulțumiți, împliniți. Deci ne gândim fix așa. Dorința, care este soarele, emoțiile, care sunt luna, și abilitățile reprezentând pământul. Și uite, așa s-a format eclipsa noastră. Foarte simplu. Vi le imaginați și gata. S-a întâmplat eclipsa. Putem să facem schimbări la noi înșine, putem să facem schimbări poate și de planuri și de viață. Oricum, toate sunt pentru a ne îmbunătăți experiența aici pe pământ. Pentru că până la urmă toate schimbările la care destinul ne obligă sunt pentru a ne îmbunătăți experiența aici pe pământ. O lună plină vine cu multă energie. O lună plină, o eclipsă este o lună plină foarte puternică, da, venind la pachet. Și atunci există potențial să nu dormiți foarte bine, să fiți agitați, hiperactivitate, câteva zile așa de haos, pe emoții, pe sentimente, pe ce avem de făcut, de refăcut, dar apoi ușor, ușor vom avea claritate și vom ști care sunt următorii pași pe care trebuie să-i facem pentru a ne atinge obiectivele. Luna plină ne va direcționa corect pe calea pe care noi trebuie să urmăm. Doar să ne dăm voie să simțim. Despre asta este vorba. Să ne dăm voie să simțim și să folosim această energie care este extraordinară pentru a ne manifesta ceea ce dorim și pentru a aduce optimism, speranță, iubire, pozitivitate în viețile noastre. Claritate și dacă avem claritate, o să vedeți cum toate se conturează mult, mult mai bine într-un mod organizat. Ce am putea să facem? Ce putem să facem? În primul rând, să faceți o listă cu recunoștințe, da? Să fiți recunoscători pentru ceea ce aveți în viața voastră acum și vă propun să faceți în felul următor. Să vă faceți o listă cu recunoștințe privind zona carierei și o listă cu recunoștințe privind zona familiei. Nu le amestecăm, le luăm individual, le luăm separat. Care sunt visele mele privind, sau visurile mele privind cariera? Care sunt visurile mele privind viața de familie? La fel. Pentru că ele nu trebuie să se mănânce una pe cealaltă, se canibalizează într-un fel. Da? Nu. Ele pot lucra împreună. Ducem energie foarte drăguț, fără a se afecta un domeniu pe celălalt, să fie așa acolo, nu-l amestecăm. Deci recunoștință privind munca, mă rog, munca, cariera, recunoștință privind familia. Ce visez în partea asta, ce-mi doresc în partea cealaltă? Saturn este guvernatorul Capricornului. Luna este guvernatoarea Racului. Racul reprezintă emoțiile, Luna reprezintă emoțiile, Saturn reprezintă timpul. Noi trebuie să avem o structură, un calendar. În cât timp vreau să devină visul meu realitate? Ce timp mi-acord? Într-o mie de ani sau creionez acolo un plan? Vreau într-un an de zile să fac asta, asta și asta. Și acționez, dau energie acolo, oricum sunt susținut și de alte aspecte. Este foarte important să aveți un calendar, să aveți o evidență. În cât timp? Ce timp îmi aloc? Bine, nu stăm presați, dar nu uităm că Saturn reprezintă timpul, dar reprezintă și răbdare. Dar totuși e bine să am un program pe care să-l iau ca și reper, desigur. Apoi, nu uităm ingredientele pe care le folosim. Ce anume aduc eu aici? Cum acționez? Nu vă așteptați că dacă folosiți aceeași rețetă să aveți un rezultat diferit. Aceeași rețetă, același rezultat. Clar, trebuie să mai schimbați ceva. Dacă vă doriți rezultate diferite, e de la sine înțeles că aveți nevoie să schimbați ceva în rețeta voastră. Răbdare și disciplină. Nu vă duceți în emoții, în plâns, în văicăreală. Aia mă stresează. Ce să vezi? Toată lumea are probleme. Important e dacă vrei să le rezolvi.
disciplină și răbdare. Este foarte important pentru a ne îndeplini aceste obiective să fim un pic disciplinați și să avem răbdare fără a ne victimiza și fără a arunca din vina ta n-am făcut asta. Dacă nu se întâmpla, nu știu ce eu aș fi putut. Dacă nu era, dacă, nu există niciun dacă. Astea sunt scuze. Eliminăm aceste scuze. Și cu disciplină, cu răbdare, cu încredere, determinare, tot timpul adăugăm și alte obiective noi și nu renunțăm, veți vedea că visurile voastre vor deveni realitate. Găsind opțiuni, găsind soluții. Vă mai propun un mic exercițiu, pe lângă asta de recunoștință și ce am discutat mai devreme. Exercițiul acesta ar fi în felul următor. Să scrieți pe niște bilețel, pe un bilețel, complimente pentru membrii familiei voastre. Fiecărui membru al familiei, câteva complimente pe care să începeți să le spuneți încă de duminică. În fiecare zi, să zicem 7 zile, o săptămână, în fiecare, găsiți 7 complimente sau 7 lucruri pe care ați vrea. Ești frumoasă, gătești cel mai bine sau ești frumos sau uite, mă sprijin tot timpul, nu știu, ceva complimente. Ai o inimă foarte bună, ești foarte empatic sau nu știu, ce vreți voi, ești cel mai bun la condus sau ca tine nu conduce nimeni sau ca tine nu face nimeni nicio salată sau diverse, nu știu. Bine, nu luăm neapărat un termen de comparație, dar dau niște exemple. Sau poți să-i spui partenerului, dragul meu, ai cei mai frumoși ochi sau ești frumos, ești minunat, ești blând. Ce vreți voi? Deci găsiți niște complimente sincere, reale, pe care nu le-ați mai spus, dar pe care le apreciați sau lucruri pe care le apreciați la partenerii voștri sau la familie, toată familia, da? Toți cu care locuiți în casă. Pentru că oracul reprezintă casa, familia, locuința. Și spuneți-le toată săptămâna asta compliment și să spuneți cum a fost, cum a reacționat. Spuneți-vă și vouă câteva complimente, scrieți-vă o listă. Și al doilea pas ar fi să vă scrieți toate fricile voastre pe niște hârtiuțe, aici folosim mai multe hârtiuțe, hârtii, mă rog, atâtea diminutive, toate câteva frici care considerați voi, sau obstacole care considerați voi că vă blochează creșterea în carieră, care vă blochează în carieră, că e încredere, că e frica de a ieși în față, că e lipsa, poate că nu ai nu știu ce cursuri sau că nu te-ai perfecționat în nu știu ce sau că nu ai experiență sau nu știu, toate fricile pe care le aveți, scrieți-le pe bilețele, vă relaxați un pic, aprindeți și o lumânărică, poate meditați, poate spuneți o rugăciune și încercați să vă eliberați de toate fricile care vă blochează creșterea voastră în carieră. Le scrieți fie pe toate pe foaie, fie separat și vă gândiți la ele, găsind niște argumente clare, solide, cum că acea frică nu și-are rostul. Cu siguranță veți găsi. Limpeziți-vă mintea și vă veți găsi. Putere să echilibrați aceste două domenii importante din viața noastră. Carieră și familie. Nu ai cum să găsești armonie și împlinire sufletească dacă una dintre aceste două nu e bine, nu colaborează cu cealaltă, într-un fel sau altul. Aceste mici, după ce scrieți fricile, găsiți argumente clare, aruncați acele hârtiuțe, le ardeți, le aruncați, totul să fie cu grijă, să nu se întâmple nimic ce nu ne-am dori. Să-mi spuneți cum v-ați simțit după aceste experimente cu eliminarea fricilor care considerați voi că vă opresc în carieră, creșterea, și sau vă blochează realizarea visurilor voastre și cum s-a simțit să faceți complimente toată săptămâna familiei. Sunteți liberi să faceți cât mai multe complimente. Chiar vă recomand să faceți asta, sincere, cu iubire, fără nicio teamă. Părinților, fraților, bunicilor, copiilor, partenerului. Este foarte important să faceți lucrul ăsta. Așa că această eclipsă
va aduce un moment de claritate în urma căruia veți ști ce trebuie schimbat și transformat. Oricum, eclipsa însă și aduce schimbarea. Acum că vrei să o îmbrățișezi sau că nu vrei, asta ține de tine, dar universul ți aduce tot ce ai nevoie ca tu să-ți îmbunătățești experiența, indiferent că îți place sau că nu-ți place acest lucru. Dragilor, luna plină în Capricorn, eclipsă în Capricorn, vă susțin visurile voastre. Vă mulțumesc și să avem o eclipsă magică și o lună plină magică.